În ultima vreme s-au înregistrat în Dâmbovița mai multe evenimente rutiere în care au fost implicați transportatorii. Acesta este motivul principal pentru care polițiștii dâmbovițeni vor continua acțiunile de verificare a acestora. În zilele următoare vor fi vizați și șoferii care transportă persoane. Și n-aveți actele la dumneavoastră? De ce? Am uitat să le iau. Ce încărcătură aveți? Ești nisip. Și unde mergeți? Aici, în sat. De ce ați plecat dacă nu erați în regulă? Până la ora 15, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe pentru nerespectarea timpului de odihnă și pentru nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, au fost aplicate amenzi pentru neportul centurii de siguranță. Unul dintre șoferi a rămas fără permis de conducere pentru efectuarea unei depășiri periculoase. Acțiunea a continuat pe parcursul întregii zile, iar săptămâna viitoare vor fi în atenția polițiștilor de la rutieră șoferii care transportă persoane. Executăm o acțiune care se va desfășura în trei etape. Astăzi vizează acest aspect, pe data de 21, neregulile care se pot comite în transporturi de persoane, iar pe data de 28, acțiunea va viza neregulile din transportul de mărfuri generale. Vor verifica polițiștii aspecte referitoare la timpii de odihnă, la documentele justificative. Acțiunea se desfășoară în colaborare cu reprezentanții SCTR. Sunt specialiști în ceea ce reprezintă documentația de licențiere și de autorizare a acestor transporturi, iar în afara acestei colaborări cu instituția ISCTR-ului, polițiștii rutieri de la formațiunile din județ acționează și cu aparatele radar, vizând aspectele în ceea ce reprezintă nerespectarea regimului legal de viteză sau alte abateri care se pot comite de către transportatorii de mărfuri periculoase. Vreau să vă informez că în județul Dâmbovița, în acest an am avut evenimente rutiere în care au fost implicați conducătorii de autovehicule de transport, mărfuri și persoane, fapt pentru care aceste acțiuni vor fi continuate nu numai în aceste zile și vor viza zilnic aceste nereguli în limita efectivelor pe care le avem și a logisticii de care dispunem, bineînțeles pe linia reducerii riscului rutier cu implicarea acestor categorii de participanți la trafic.